Ăsta e motivul pentru care am acceptat să vin la acest interviu, pentru că eu refuz de regulă, interviurile nu-mi plac. Dar mi se pare important să vorbim despre asta. Adică la noi chiar nu se discută. De unde să știe bunic mea că asta ar fi o problemă? Sunt foarte bine. Am avut un an productiv. Acum am avut un mini-accident cu mașina. De asta am întârziat un pic. Dar inclusiv atunci m-am simțit foarte bine, calm, liniștit. Să nu-mi reușească ceva în meserie, cam asta e printre puține lucruri care mă irită. Mă lupt pentru calitatea produsului pe care îl fac, fie TV, fie online, fie teatru. Și dacă nu-mi reușește un rol, dacă nu-mi reușește, sau dacă nu le reușește altora din jurul meu să fac un produs bun, meserie e o mare parte din fericirea mea. Eu am făcut toată un story în care am spus că nu mă mai consider atât de prost. Adică am fost la limita aia de jos și cred că am văzut mulți oameni pe care eu îi admir și mulți oameni inteligenți, pe care eu îi consider inteligenți, care mi-au confirmat că au anumite gânduri care, asemănătoare cu ale mele. Și atunci am spus că, dar nu sunt chiar atât de prost. Adică probabil există un strop de nădejde acolo. Dar în principiu... Cred că știu să analizez lucruri mai mult decât să fiu un... Adică poate cuvântul mai bun ar fi pseudo-înțelept, adică mai mult așa, decât deștept sau decât inteligent. Mi-e foarte greu să vorbesc despre inteligența mea și înțelepciunea mea, pentru că e... Nu știi, n-ai... Care sunt reperele? Cine-i prost? Cine-i deștept? Mi-a spus cineva odată că asta e o chestie de apărare, un sistem de auto-apărare și autoconservare. Nu e neapărat. M-am gândit la asta, da, într-adevăr, atunci când spui că ești prost, nu mai are cum omul să te atași și spun că ești prost. Știu, ești prost, da, într-adevăr. Dar în același timp, dacă ești sincer cu mine, și eu sunt sincer de regulă cu mine, acasă eu singur îmi spun că ești prost. Dar îmi știu limitele prostiei. Întrebarea cu asta, cu cum am decis să fiu actor, nu o să răspund. Nu știu, nu există, n-am avut o formulă, nu știu. Pe scenă simt multă energie. Pe bune nu poate fi redată în cuvinte decât dacă ești actor și o simți. E total diferit de cameră, e total diferit de viața cotidiană. E o energie pe care o primești de la public, e fantastică. Nu suport, am văzut undeva, și asta e o glumă printre la noi prin teatru, că am auzit undeva că actorii se hrănesc cu flori și aplauze. Nu mă hrănesc în viață cu flori și aplauze, nu mă interesează deloc florile și aplauze. Eu la aplauze de obicei, și iarăși arată un pic arogant, eu nu suport să stau mult la aplauze. M-au aplaudat și vreau să ies cât mai repede, pentru că nu vreau să văd oamenii cei care stau 15 minute și tu le faci special, hai, aplaudați, nu suport, deci aplauzul nu mă interesează. Reacțiile publicului le simți pentru că ele-s vii, n-ai cum să convingi un om să râd, dacă lui nu-i râde, nu-l aud în fel de, deci nu o să-l faci altfel. Și, dar energia, asta e chestia, eu nu știu care, există lucruri de desubturi acolo, dar eu nu le pricep. Dar energia, tu simți energia a spectatorului, nu neapărat lucrul ăsta vizibil, aplauzele sau râsul sau plânsul. Mi se pare corect ca oamenii să vină la teatru, să se uite în telefon. Eu știu că încurajez poate ceva greșit acum. Omul are tot dreptul să nu-mi aprecieze munca. Pentru că e posibil că eu nu fac o treabă bună. Dacă eu nu am reușit să te captez, deși tu trebuie să te faci cât-ți place. Nu neapărat, nu. Dacă vrei să ieși din sală, da, sigur. Sunt oameni care am văzut că au ieșit din sală. Perfect, bravo lui că au ieșit din sală. Nu i-a plăcut produsul meu. Clar, ieși din sală, nici eu n-aș sta, eu nu stau. Noi lucrăm foarte mult la un spectacol ca pe mine să mă demotiveze sau demoralizeze faptul că un spectator a ieșit din sală. Noi am vorbit cu Radu pe net într-o zi, în care am spus că vrem să ne apărăm cumva pe net. Cum, în ce formă, n-aveam habar, nu știam exact ce să facem. Nu știm în continuare ce facem pe 02. Gen, da, am vrut cumva umoristic să apărem. Și pe urmă, parodiile au apărut un pic mai târziu. Mie mi-au plăcut parodiile dinainte și am văzut și oameni din afară și din România și Rusia. Și apropo, când eram mic, bunic mi-a spus să mă uit la Galkin, că el parodia pe vremea și cred că făcea ceva genul ăsta. Și a zis, băi, uite la Galkin, că adâns poți să faci, el face bani mulți. Și eram, dă-i pași cu Galkinul tău. Și probabil, ia uite. E că acum ne-am aminte, nu știam de asta. Mă uitam la Bendeac în școală și tot nu eu l-am descoperit, un coleg de clasă. Mă uitam la filmulețele lui, știu mare parte. Toate personajele pe care le făcea el, cumva le puteam imita și eu. Și atunci ne-am dat seama că, băi, poate există un strop de talent anume în zona asta.
N-am sperat în continuare, nu sper niciodată. Chiar dacă mai avem propuneri de colaborări cu cineva și ne spune că, băi, că am vrea ceva să ducă viral. Și noi le spunem că să n-ați găsit oamenii potriviți, nu mă interesează să meargă viral, mă interesează să facem noi ca nouă să ne placă la sfârșit, să ne placă scenariul, să ne placă filmarea, montarea, doar așa funcționăm. Deci n-am sperat nici atunci. Bun, hai să nu fiu ipocrit. Te aștepți să fii un impact atunci când faci. Logic, nu poți să, că eu am făcut și ați văzut doi oameni și ați fiu fericit. Nu e chiar așa. Dar în principiu am făcut să ne placă, să ne placă nou. Și nu ne-am așteptat. De regulă îmi plac și aleg oamenii care îmi plac ca personaje, nu ca cum se desfășoară ei pe arena politică sau muzicală, artistică sau, dar e, sau pe vlogging. Să-i văd ca personaj, să aibă un farmec, un lucru de care eu să mă amuz. Pentru că e că așa, asta e problema, că mulți oameni cred că ei sunt perfecți și când văd că sunt parodiat, sunt un fel de, dar ce mai parodiat? Că ei ne pare că ești penibil sau ridicol în anumite situații. Dar niciodată nu e, cred, să nu spun acum lucruri prea mari, cred că niciodată nu a fost făcut o parodie cu rău, cu atac. Așa mi se pare. Am marele avantaj să fiu actor și să fi trecut prin școala de teatru, unde noi asta am învățat cumva. Când faci, există caractere la facultate, studiezi oamenii și le studiezi psihologia, pentru că mulți cred că e în aparență, adică tu iei aparența. Ai luat, ai făcut o leac de machiaj și ai făcut vocea și ăsta e personajul. Sunt și personaje de genul ăsta, dar în mare studiezi și studiezi efectiv de ce a spus asta, cum a spus asta, în ce mediu te gândești, cam în ce mediu crescut el ca să spună chestiile astea, deci e destul de aprofundat munca. Dar toți, nu dăm în exagerări, că eu stau și am carnețele acasă pe care scriu foile, mănânc. Țin minte că o dată am făcut-o pe tante Raia, nu știu dacă o ține minte cineva. Și atunci chiar m-am dat, și mulți cereau personajul, erau, băi, uite ce materialul a apărut când îl parodeați. Și m-am bătut cu capul de pereți la propriu, adică nu mișa și nu, nici nu ieșe cel mai bun video, chiar dacă eu m-am amuz de el. N-am făcut cel mai bun rol, dar am lucrat o leagă acolo. Eu sunt antisocial, eu asta am căutat, din ce țin minte, sau sociopat mai era. Nu vreau să interacționez gratuit cu oamenii. Nu este interesant, nu aș ieși cu tine niciodată să bem pur și simplu o bere. Hai să ne cunoaștem și să mai vorbim. De ce să vorbesc cu tine? De ce aș discuta cu tine? Și sunt oameni care mi-au spune că, băi, aș vrea într-o zi ca să ieșim. Oameni cumva din anturajul, nu foarte apropiat, dar și zic, băi, să ieșim să petreci, mă. Și zic, băi, n-aș ieși niciodată cu tine să petreci. Eu am prietenii mei care s-au apropiat cu care ies. Eu nu vreau să ies cu tine. Și nu la modul agresiv, dar în sens că nu mă simt comod cu tine. Nu mă iubesc pe mine neapărat la modul ăsta în care să mă elogiez, în niciun caz. Adică îmi știu foarte bine lucrurile la care trebuie să lucrez, știu cât pot, știu cât duc, știu cât nu duc. Sunt lucruri pe care nu le pot face. Eu tot timpul spun că eu sunt maestru și sunt geniu. Nu sunt nici maestru, nici geniu. Nu vreau să fiu numit vreodată așa. Știu că am de lucru și atunci lucrez împreună cu mine, dar îmi place să acord atenția lucrurilor bune. Îmi sunt prieten, îmi sunt foarte bun prieten, pentru că, de exemplu, dacă nu-mi reușește un rol, nu-i cumva vina mea fizică sau, nu știu, sau psihologică. E o chestie pe care trebuie să o lucrăm împreună, trebuie să lucrez, efectiv, trebuie să lucrez la ea. Și atunci dacă eu mă detașez și spun că nu, tu ești de vină, tu ăla, nu e corect. Mă bazez foarte mult pe mine. Sunt cel mai bun ajutor al meu. Cum era cânticul Irina, cel mai bun prieten, nu mă las la greu. Exact, da. Are o doză de sinceritate și de dreptate acolo. Da, a fost o bună perioadă de timp până la o anumită vârstă în care nu credeam în depresie. Când ea e o chestie științifică, adică nu poți spui cred sau nu cred. Am întâmpinat stări de depresie. Nu, n-am fost într-o depresie profundă. Am întâlnit oameni care au fost. E greu, da, într-adevăr, e urâtă. Nu-mi place starea aia. De regulă stau și mă gândesc la mine, mă gândesc la și cu mine și fac. Discut cu mine foarte mult. În pandemie eu am stat în casă vreo 2 luni și, deci prima parte a pandemiei în sensul ăsta. Și am stat vreo 2 luni și ceva doar în casă și am fost extrem de fericit. Nu aveam nevoie de îmbrățișări și hai să ieșim, prieteni, că nu mai pot fără voi. Nu. Sunt foarte bine singur și asta mă bucură. Și mi se pare ok ca oamenii să poată fi singuri cu ei. E foarte important să poți să discuți cu tine. Stai, discută mult, vorbește, cine ești și cu tine. Eu chiar mă distrez cu mine. Pot să mă distrez, pot să mă întristez cu mine, dar am un alter ego foarte drăguț cu care discut.
trec ușor cu discuții cu mine. Doar așa. Și reacționez de regulă foarte pașnic și ușor la tot. Nu mă aventurez în emoții de astea extreme. Ăsta e motivul pentru care am acceptat să vin la acest interviu, pentru că eu refuz de regulă interviurile, nu-mi plac. Dar mi se pare important să vorbim despre asta. Adică la noi chiar nu se discută. De unde să știe bunic mea că asta ar fi o problemă? Nu, problema e că găina și eu a murit. Problema e că o mâță a dispărut. Clar că nu sunt astea problemele. Și atunci omul când se confrunte cu astfel de stări, da, mă sunt aiurea, dar ce poți să faci? Duci, mai prășești o leacă. Hai că mai avem de hrănit niște copii. Îmi dau seama că nu se cunoaște despre sănătate mentală. Și e important să împărtășim ideea asta ca oamenii să știe. Sunt, nu acum, sunt tot timpul un om foarte fericit. Chiar sunt. Vezi, eu cred în chestia asta, numai că chiar și foarte clișeic și nu știu unde am citit-o, într-o chestie foarte proastă. Fericirea e o alegere. Și m-am gândit la asta. Fericirea, într-adevăr, e o alegere. Adică eu aleg să mă trezesc dimineața, nu cu gândul că iarăși viața e c***at. Dar viața poate fi fericită, pentru că așa aleg eu să fie. Și inclusiv faptul că voi m-ați chemat la un interviu. Mă simt un om important, eu dau un interviu. Cum să nu, să nu te simți bine? Trebuie să te simți bine. Îmi vine, îmi vine. Ar vrea să stau, dar nu mai pot.